Peste un miliard de persoane din lumea întreagă se confruntă cu o deficiență a vederii care ar fi putut fi prevenită sau încă nu a fost tratată de un medic oftalmolog potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Cele mai importante cauze ale deficiențelor de vedere, ale pierderii vederii sunt cataracta, erorile refractive, degenerescența maculară legată de vârstă, glaucomul. În acest context, aproape pe 200 de state din lumea întreagă au aprobat două noi ținte globale pentru îngrijirea ochilor. O creștere cu peste 30% a operațiilor de cataractă și o creștere cu 40% a intervențiilor pentru erorile de refracție până în anul 2030. Domnule doctor Horia Stanca, aș vrea să vă întreb în primul rând care sunt cele mai importante afecțiuni oftalmologice cu care se confruntă pacienții din România și ce riscuri presupun acestea în condițiile în care nu sunt depistate la timp. În punct de vedere al frecvenței, de departe, prima afecțiune oftalmologică cu care se confruntă orice pacient în lume este cataract, care înseamnă opacifierea cristalinului și impactarea calității vederii în toate zonele, atât centrală cât și periferică. Operația de cataractă este cea mai frecvent efectuată operație în lume, la ora actuală, dintre toate tehnicile chirurgicale existente. Și, deși cataracta este pe primul loc în lume la cauze de scădere severă a vederii, ea este o cauză de scădere și deci de degradare reversibilă a vederii prin tratament. Pacienții care se, sunt operați de cataractă recuperează vederea integrală. Alte afecțiuni oculare cu care ne confruntăm în mod frecvent sunt cele legate de boala diabetică și afecțiunile în contextul senescenței, mai ales afecțiunile retiniene în contextul senescenței, mă refer îndeoseb la degenerescența maculară legată de vârstă. De asemenea, un segment nu lipsit de importanță, întâlnit mai frecvent la vârstnici, dar și la tineri, îl reprezintă patologiile vasculare retiniene, mai ales în context ocluziv. La tineri sunt în contextul unor boli de coagulare, unor tulburări ale coagulării sângelui la vârnici sunt de regulă în contextul prezenței aterosclerozei al altor dislipidemii care influențează calibrul vascular și creează premize de ocluzie ale venelor sau arterelor retinei. În ce măsură glaucomul este mai frecvent în România decât în alte țări din Europa? Glaucomul nu e mai frecvent în România comparativ cu alte țări în Europa, dar glaucomul este prima cauză de scădere severă, ireversibilă a vederii la nivel mondial și e pe locul 2 în cauzele de scădere severă a vederii neclasificată după cataractă. Am menționat cataracta ca fiind însă o cauză de scădere reversibilă a vederii. La o e o afecțiune cu care ne confruntăm în mod destul de frecvent, E o afecțiune care implică un caracter cronic. E o boală care nu se vindecă. Vorbesc de, despre glaucomul primar cu un deschis, pentru că există două tipuri de glaucom major, cu un deschis și cu un închis. Glaucoamele cu un închis de regulă sunt glaucoame acute care au niște opțiuni terapeutice foarte bine definite și pot fi curabile, în timp ce glaucomul cu unghi deschis, mai ales cel primar, deci fără o etiologie definită, deci de cauză idiopatică, acest glaucom e o boală cronică care progresează, nu se vindecă niciodată și la care noi, prin diverse tratamente pe care le efectuăm, controlăm rata de progresie, adică reducem riscul ca pacientul să aibă o degradare a vederii care să impacteze calitatea vieții. În glaucom, practic, Scopul nostru principal este să-l detectăm precoce și să-l tratăm astfel încât pacientul să nu aibă pe parcursul vieții o afectare a calității vieții vizuale sau a calității vieții legată de vedere. Cum au evoluat tratamentele oftalmologice de-a lungul timpului și cum stă România în momentul de față, față de Europa și, bineînțeles, Statele Unite ale Americii la capitolul tratamente? Evoluția este incredibilă pentru că am avut șansa să încep acum 21 de ani oftalmologia și să trec prin niște schimbări majore care m-au ajutat în carieră pentru că am beneficiat de toate progresele tehnologiei în chirurgia oculară de avantajele chirurgiei mini-invazive, atât în ceea ce înseamnă operația de cataractă, la care am trecut de la tehnicile vechi numite extracții extracapsulare, care implicau deschiderea ochiului pe uh, o lățime variabilă între 6 și 10 mm, la tehnici actuale în care incizia are până în 2 mm am trecut de la chirurgia vitroretiniană în care făceam niște sclerotomii, niște incizii în peretele scleral care aveau 1,2-1,3 mm lățime și necesitau sutură la noile tehnologii sutureless în care inciziile au 0,5 mm, se fac prin peretele conjunctivo-scleral și nu mai necesită sutură. Am trecut de la microscoape clasice la microscoape moderne și la tehnologie de vizualizare tridimensională, în care ocularul microscopului e înlocuit cu un sistem complex de preluare a imaginii prin niște camere care creează o imagine stereoscopică și în care putem realiza operațiile privind într-un monitor și nu prin microscop în mod direct. Monitor care ajunge la rezoluții de 4K și care permite. O acuratețe uh, mult mai bună a gesturilor chirurgicale. Instrumentele, de asemenea, s-au modificat uh, și au progresat de-a lungul timpului, devenind uh, mult mai subțiri, mult mai delicate, dar uh, mult mai eficiente. Tehnologia cristalinelor artificiale a performat trecând de la vechile lentile care erau rigide și care implicau o incizie corneană mare de 6 mm pentru a fi implantate la actuale cristaline foldabile care se pot implanta prin incizii de până în 2 mm. În ceea ce privește construcția acestor cristaline s-a trecut de la variantele monofocale în care pacientul care beneficia de un cristalin artificial vedea Clar, la distanță și avea nevoie de corecție pentru vederea de aproape și cea intermediară, s-a ajuns la tehnologia implantelor multifocale sau cu creșterea câmpului de percepție vizuală, care permit independența de ochelari. Au apărut implantele torice care corectează inclusiv astigmatismul cornean al pacientului și, ca atare, pacienții. Chiar pot să scape complet de ochelari, chiar dacă sunt operați de cataractă sau dacă practică intervenții de tip refractive lens exchange, care implică înlocuirea cristalinului scop refractiv. S-au introdus în practica de zi cu zi, în patologia retiniană, agenții antiangiogenici, care au început să fie utilizați cam din anul 2006 și care au fost un salt absolut fantastic în ceea ce privește uh, patologia maculară exudativă și astfel să pot trata și pot fi recuperate vedere extrem de scăzute la pacienți cu degenerescență maculară legată de vârstă, forma neovasculară, la pacienți cu edem macular diabetic, la pacienți cu edeme maculare uveitice sau în ocluzii venoase retiniene. Deci impresionant tot ceea ce s-a întâmplat în oftalmologie în ultimii 20 de ani și recent a fost aprobat în utilizare recent însemnând acum un an jumate, un produs destinat terapiei genice a unor afecțiuni ereditare retiniene, care a permis unor pacienți complet nevăzători să Reintre într-o zonă de adaptare la mediu prin intermediul analizatorului vizual. Încă nu vorbim de uh, o recuperare integrală a vederii, dar vorbim de pacienți care, din lipsa percepției de lumină, ajung să distingă obstacole, să se poată orienta în mediu, să devină autonom. Ne așteptăm la foarte multe surprize plăcute în continuare legate de terapiile genice. Pentru că se investește enorm în acest domeniu și sunt anunțate în anii următori, deja sunt studii de fază 3 pentru diverse linii de produse, sunt anunțate surprize mari în uh, tratamentul afecțiunilor ereditare retiniene, care nu sunt un spectru extrem de larg, dar reprezintă un impact major asupra individului și societății prin faptul că afectează copii cărora le reduc major posibilitățile de dezvoltare în perspectivă. Și dacă ar putea fi tratat și ar putea să se reintegreze în mediul prin analizatorul vizual, ar fi niște indivizi câștigați pentru ei înșiși și pentru societate.